promisiune. Au fost unii dintre colegi primari de sectoare care ne-ar fi îndemnat la anumite chestiuni ilegale, abuzive și neprincipiale, cum ar fi care doreau să taie copaci fără avize, doreau să facă anumite lucrări fără a avea întâi toate avizele legale necesare. Primăria Capitalei nu este un obstacol. Dar mie mi se pare normal că atâta vreme cât toate lucrările care sunt coordonate de Primăria Capitalei au avizele la zi obținute întotdeauna înainte de a începe lucrările și nu după, mi se pare normal ca și toate activitățile de la sectoare să se desfășoare în plină legalitate. Nu mi se pare normal ca peste un an, 2-3-10, să fiu chemată la instituții și directorii, nu știu, de mediu, de investiții, de infrastructură, să dăm cu subsemnatul pentru nu știu ce lucrare dintr-un sector care a fost demarată ilegal. Cum vedeți faptul că domnul Dragnea a declarat astăzi în Parlament că toate declarațiile dumneavoastră sunt niște enormități? Dacă avea, într-adevăr, argumente să mă combată, le-ar fi folosit. Neavând niciun fel de argument și știind că tot ceea ce spune este adevărat, a făcut doar această afirmație că sunt enormități, da, păi are dreptate. Sunt enormități, dar dumneavoastră a propus aceste enormități și eu sper că acum, în al 12-lea ceas, văzând că toți românii au aflat ce intenționează domnia sa, să renunțe la acest plan diabolic. Da, sunt niște enormități, are trebuit astfel. Putem fi și de acord, dar dumneavoastră a propus. Și stau să mă gândesc că am fost președinte de Consiliul Județean, care știe totuși ce înseamnă administrația sau a trebuit să știe cum a putut să facă astfel de propune, să transforme subdiviziunile administrative din capitală în orașe, în unități administrative teritoriale și cu seninătate să stabilească acest lucru într-o întâlnire informală la Camera Deputaților cu câțiva primari de sectoare și să nu organizeze un referendum, să-i întrebe pe bucureșteni dacă vor să fie divizați. Eu totuși sper să avem mintea românului cea de pe urmă și să nu distrugem o capitală din interese politice și din pricina faptului că cineva nu mai suportă faptul că eu nu am putut să tac. Eu nu am ieșit cu aceste declarații publice de bine. Vă dați seama în ce situație sunt și eu. Eu am ieșit public, să spun adevărul, în momentul în care am văzut că nu se mai poate și că suntem mințiți.